Am revenit, dragilor, cu partea a doua a videoclipului referitor la cuvintele magice și la cuvintele neplăcute sau cele care ne fură energia. Niculina Gheorghiță, autoarea cărții din spatele meu, Regăsirea puterii interioare, aduce în atenție cinci elemente care ne ajută să ne creștem vibrația. Cinci cuvinte. Acestea sunt: vreau, cred, știu, pot și sunt. Le iau pe rând și vorbesc despre fiecare. Primul cuvânt important este vreau. În momentul în care am rostit vreau, eu sunt pe un flux de conștiință pozitiv. Eu activez latura voinței. Puterea este întotdeauna în interiorul nostru. Dacă am rostit cred, cel de-al doilea cuvânt important, atunci îmi activez evident credința. Însă nu vorbim despre acea credință într-un Dumnezeu exterior nou, căci Dumnezeu este înăuntru nostru. Dacă eu cred cu adevărat un lucru și adăugăm această sintagmă cu adevărat, cu siguranță am foarte multe șanse ca acea dorință să se împlinească. Apropo, dorința noastră este deja împlinită în Univers. Nu trebuie să facem decât să activăm potențialul din noi, să accesăm acea dorință și să o luăm, pentru că este a noastră prin drept divin. Al treilea cuvânt magic este știu. Chiar dacă la început pare a fi o minciună, dacă eu rostesc afirmația, știu dintotdeauna totul despre cauzele spirituale sau emoționale ale bolilor, am șanse foarte mari să descopăr deodată oameni, podcasturi, situații care mă duc în punctul de a cunoaște mult mai multe informații despre acel subiect pe care doresc să-l abordez, pe care doresc să-l îmbunătățesc la mine. Așadar, până acum avem vreau, cred și știu. Al patrulea cuvânt important este pot. Eu pot. Ce înseamnă eu pot? Mi-activează potențialul. Pentru că nu mai este decât un pas până la al cincilea cuvânt important, al cincilea cuvânt magic. Acesta este sunt. Deși noi nu ne putem identifica, poate cu acest marker, însă eu aveam nevoie de el. Așa că dacă spun, eu sunt dintotdeauna instrumentul de scris potrivit, acest instrument va apărea în realitatea mea. Îl voi aduce. Pentru că de fapt, cuvintele sunt acele legături invizibile pe care noi le avem cu sinele nostru divin, cu Dumnezeul din noi, cu Creatorul, cu energia aceasta supremă. Noi avem deja totul. Important este ca prin gând, cuvânt și faptă să materializăm, să fie toate cele trei în armonie. Și șansele noastre de a obține ceea ce ne dorim și ceea ce este al nostru cu adevărat în plan divin sunt extrem de mari, probabil că se apropie chiar de 100%. Identificarea cu obiectul dorit înseamnă starea de ființare, starea de ființare, dar cu detașare. Am urmărit acel audiobook referitor la puterea cuvântului rostit. Puteți căuta pe YouTube puterea cuvântului rostit. Și acolo ni se spune următorul lucru. Fiți precum un copil. Este necesar să vă încredeți în Dumnezeu. Copilul, dacă cere de Crăciun o pușcă, știe foarte clar că a doua zi se va trezi și va primi acea pușcă. În schimb, un adult, dacă cere o sumă importantă de bani, o să se frământe o noapte întreagă și o să se gândească: oare cum voi primi eu acei bani, Doamne? Fiți precum copiii. Lăsați-l pe Dumnezeu că știe ce are de făcut. Cum întreabă Niculina Gheorghiță. El știe, dar tu știi? El știe ce trebuie ție. Sau mai bine spus, de ce ai tu nevoie, cu adevărat. Dar tu știi? Așa că fiți precum copiii. Inocenți. Cereți și vi se va da.
La început a fost cuvântul. Lumea aceasta s-a creat prin cuvânt. Însă, să nu credem noi că dacă utilizăm aceste cuvinte extraordinare, trebuie doar să așteptăm să se întâmple magia. Nu, nu se poate face asta. Pentru că întotdeauna trebuie să ne gândim, sau este necesar să ne gândim la acțiunea pe care o facem, care vine să se armonizeze cu acel cuvânt rostit. Ideea care este? Să nu ne agățăm cu disperare, Doamne, vreau pușca respectivă, vreau suma aceea de bani, trebuie să o primesc. Nu se poate, vreau să o am chiar acum. Nu la modul acesta. Detașarea este cheia. Sămânța sădită din care va crește plântuța și cu siguranță acel lucru care este al nostru prin drept divin va veni către noi. Dacă cer ceva, este important să crezi ceea ce spui. Intuiția se leagă de cuvânt. Intuiția reprezintă facultatea spirituală supraconștientă care nu se poate explica niciodată. Iată calea, mergi spre ea. Sau mergi pe ea. Așa suntem învățați. Odată cu minunata carte Puterea cuvântului rostit. Care este legătura, de fapt, dintre intuiție și cuvânt? Trebuie să ne ascultăm acel al șaselea simț. Simt că nu e bine să mă întâlnesc cu acea persoană. Cu toate acestea, merg către acea persoană pentru că i-am promis, nu-i așa? I-am promis că o să fiu acolo la ora 2. Însă ceva din mine spune că nu este bine să merg acolo. De fiecare dată când mi-am ascultat intuiția și am menționat faptul că nu mai pot ajunge în locul respectiv. Nu doresc să mă întâlnesc cu acea persoană. Poate că nu i-am spus direct ca să nu o jignesc. Poate că i-am spus doar simt că nu trebuie să fac asta. Am avut dreptate. Când mi-am ascultat intuiția, nu am greșit. În schimb, când am mers într-un loc, deși intuiția mea sau, nu știu, ceva din mine, acel eu, probabil acel sine, mai bine spus, divin, acel sine nu mă lăsa să merg și totuși, repet, am făcut-o, nu mi-a mers bine. Haideți să vă dau un alt exemplu. Mi s-a întâmplat să colaborez cu o persoană și regret că am făcut asta. Dar dacă vreau să elimin acest cuvânt blocant, regret, o să spun a fost bine că am făcut asta, a fost bine că de data aceea nu mi-am ascultat intuiția, pentru că am învățat ceva și în urma acestui aspect. Am învățat că da, chiar trebuie să mă bazez, chiar e necesar să mă bazez pe intuiția mea. Și data viitoare o să fac asta. De ce nu a fost bine să colaborez cu acea persoană? Deși, prin cuvinte, îi spusesem că da, sunt de acord, totul era pregătit. Pentru că acea persoană, de fapt, nu mă aprecia. Pentru că acea persoană considera că a plătit mult prea mult pentru serviciile pe care eu le-am oferit. Și mi-a dat toate semnalele care să mă convingă sau care să-mi certifice, mai bine spus, intuiția. Însă eu nu am vrut să o ascult. Am pus rațiunea mai presus. Și niciodată rațiunea nu trebuie pusă mai presus. Tot intuiția este cea superioară. Mintea rațională, pentru a fi cu adevărat slujitorul spiritului, trebuie mântuită, ce frumos spune în cartea Puterea cuvântului rostit. Mintea rațională trebuie mântuită. Conectarea cu inteligența infinită este un lucru excepțional. Și dacă noi suntem conectați la acest sine divin, noi nu ne putem dori lucruri negative. Întotdeauna ne vom dori aspecte pozitive, atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru.
Frica și grijile sunt surori, trebuie eliminate. Veți găsi izbânda nu luptând, ci fiind calmi. Ați văzut că puteți învinge o durere și am un videoclip despre durere, despre îmbrățișarea suferinței. Atunci când sunteți calmi, eu am testat asta. Când mă las, când îmi dau voie să simt acea durere și nu mai lupt. Ah, să iau o pastilă. Ulu, de ce mă doare? Mamă, nu-mi convine situația. Nu așa. Detașarea. Și încrederea că acea durere se va diminua pas cu pas. Orice gând negativ va fi contracarat de un cuvânt cu autoritate, precum mulțumesc, iartă-mă sau te iubesc, pot, vreau, cred, sunt, sper, nu, sper este un cuvânt blocant. Dorința are o forță magnetică imensă. Și foarte interesant, copilul aude încă din burta mamei ceea ce se vorbește. Și ultimul simț care piere este auzul, atunci când muribundul va întâmpina trecerea în neființă, va avea parte până în ultima clipă, chiar și dincolo de ultima clipă, de auz. Foarte interesant. Este un subiect inepuizabil. Nu pretind că aș fi atins toate subpunctele acestui subiect. O să continui să citesc Regăsirea puterii interioare de Niculina Gheorghiță. Poate o să vă pară destul de scumpă cartea, însă vă garantez merită. Dragilor, dacă nu ați suferit destul, mai pierdeți timpul. Mai pierdeți timpul cu oameni nepotriviți, cu joburi nepotrivite și nu veți plăti cu bani. Veți plăti cu ani. Eu sunt Ana Maria, profesoară de limba română și am creat un pachet complet pentru titularizare. Acesta costă. Însă, gândiți-vă cât costă să vă faceți voi toate conspectele. Nota 10 de la examen sau nota 9 și ceva nu te definește neapărat ca profesor, însă este necesar să obțineți o notă cât mai mare pentru a face minuni cu copiii de la clasă. Dacă nu ați suferit suficient, veți continua să faceți ce ați făcut și până acum. Dacă ați suferit suficient, atunci și veți vedea potențialul în mine, atunci cu siguranță mă veți contacta și veți vedea ce anume pot să vă ofer. Numai bine vă doresc! Sănătate și haideți să utilizăm împreună cuvintele magice pentru a ne transforma în bine realitatea. La revedere, numai bine!